Salutare! Să știți că astăzi o să facem cunoștință îndeaproape cu lumea Oriflame, mai exact cu femeile care își trăiesc visul. Iar invitata mea de astăzi este nimeni alta decât numele de referință din cadrul companiei Oriflame, Diana Sachirciuc. Diana, salutare! Salut, Lili! Salut! Bine te-am găsit! Bine ai venit la podcastul nostru comun! Tu nu ești doar, ca să spun așa, o femeie admirată în cadrul companiei, un lider de succes, ci ești o femeie puternică, mergi așa cu capul sus și cu putere prin viață, pentru că știu că ai avut suficiente provocări. Da. Și știi, prima întrebare și cea mai firească, pentru că unele trăsături de caracter, maniera noastră de a fi, vine de acolo, de acasă, din copilărie. Cum era Diana mică? Diana mică era super activă, dar nu știu cum întotdeauna eram încrezută, știind că tatăl meu se mândrește cu mine și mă iubește enorm de mult. Adică el întotdeauna povestea prietenilor că asta e fata tatei, că avea un prieten la care spunea, vezi fata asta, mai faci trei băieți de-a te. Și eu știind că eram un copil așteptat, eram un copil dorit, este important asta. Așa e. Pentru noi. Cumva eram întotdeauna încrezută că eu am să pot, am să fac față și, desigur, frustrările poate ale tatălui meu sau ale mele, eu întotdeauna am vrut să se mândrească cu mine tatăl meu. Se mândrește azi cu tine? Se mândrește. Siguranță. Se mândrește, dar niciodată suficient. Păi adică, e perfecționist. Da, e strașnic. Poate eu mai strașnic. Poate el se mândrește, dar eu nu sunt suficient de mulțumită. Și cumva întotdeauna mi-am dorit, știam că vreau să fiu ca tata. El era un lider, el era conducător, este o personalitate foarte puternică, știam că lumea îl respectă, știam că oamenii poartă cinstea și eu... Te consideri femeie puternică? Oamenii zic că da. Și cum se spune, că femeile puternice nu sunt puternice ca așa vor ele, ci așa viața le-a făcut să fie. Nu știu. Nu, eu mă consider nu neapărat femeie puternic, om puternic, pentru că... Om și femeie, vorba asta. Am un stand-up, eu, când ne întâlnim cu prietenii la distracție, eu am un stand-up pe tema om și femeie. Am înțeles. Mă consider un om puternic pentru că îmi respect principiile, mă țin de ele, respect oamenii onești, e enorm de mult, oamenii care au, nu știu, un sentiment de bun simț. Pentru mine asta este foarte important. Și se simte omul care are bun simț, îl simți. Nu pot să accept în jurul meu oamenii care te încearcă de fiecare dată. Da. Eu așa mi-aș dori să fiu liber cu oamenii, să pot să iubesc și pentru asta am nevoie ca și oamenii aceștia totuși să aibă acel bun simț, să nu te aperi permanent de ei. Așa e. Și asta. Ziceam că o să facem cunoștință cu lumea Oriflame și femeile care mențin această companie de atâția ani. Zi-mi, te rog, când ai făcut cunoștință cu produsele Oriflame și cum a început totul? Pentru că știu că inițial nu erai foarte entuziasmată neapărat de... Da, știu un pic, câte un pic știu, da. Eu nu prea cunoșteam produsele, adevărat, nu aveam o rutină skincare. Și nu avea la vârsta aia acum, da. Acum am crescut mult, n-aveam o rutină, mă mai cheam așa mai puțin și fiind fără mama, nu știu cum, nu aveam eu cultura asta, niciodată n-am avut multe bijuterii. Era mai băițoasă, da? Da, mai european. Și în Oriflame nu m-a atras niciodată, deci fetele cu catalogele, cu toată, nu știu, spiritul și atmosfera asta de cosmetică, eu nu l-am avut, nu am răsfoit cataloge, nu mi-am ales produse, cu toate că îmi doream. Eu țin minte că eram student și eu nu puteam să-mi permit un fond de ten care costa atunci 125 de lei, prietena mea și-a cumpărat. Și asta e prea mult pentru mine. Dar mie plăcea că erau pachetele mici și testere și la rujul și la asta și mie îmi plăcea să... Eu n-am avut cine să mă... Eu aveam o fată în cămin și îmi dădea testere. Da. Eu nu am avut, dar prietena mea și-a cumpărat și eu... Era mult pentru mine. Era și... foarte mult pentru mine. Da, atunci pentru mine eu... nu-mi permiteam pentru că primeam 200 de lei să trăiesc câteva săptămâni și... prietena mea s-a registrat în Oriflame, eu făceam miștodie. Ah, serios? Chiar așa? Și eu mi-aș absolut întâmplător cu ea. Neștiind că asta va fi viața ta. Nu. Pentru că eu aveam ambiții enorm de mari. Și așteptări de la mine, de la viața pe care vreau să o duc. Eu, nu știu, în fiecare secundă a vieții îmi doresc să trăiesc viața din plin. Eu vreau tot să iau de la viața asta, tot frumos. Vreau să, nu știu, să o savurez. Eu nu vreau să plâng, nu vreau să plâng din milă și din necaz. Eu vreau să trăiesc viața frumos și sunt gata să fac pentru asta ceva. Adică sunt gata să sacrific. Adică am o poziție, nu știu cum, proactivă. Vrei? Fă! Și cine nu-ți dă voie? Ce mai văd o poziție? Da. Lumea e mare. Da, lumea e mare. Și...
eu am mers absolut întâmplător cu ea în oficiu. M-a șocat pe atunci când am văzut sediul. Grandoare. Grandoare, atât de corporativ și pentru anul 2009, o companie europeană în Republica Moldova arăta... Wow! Și am înțeles că nu chiar așa cum mi-am imaginat eu, pentru că foarte mult, foarte des, oamenii au atitudine, ei, o fată cu un catalog. Ei, nu neapărat se gândesc de unde stă acest produs, se gândește că, adică, asocierea este exact cum ce atitudine ai față de omul care ți-a adus produsul. Așa. Dar când am intrat în sediu, eu am înțeles că este o companie. Altfel. Da, și altfel. O afacere și... Da. Și am văzut o promoție. Și așa mândră cum eram eu, că nu mă interesează, nu vreau, pentru că eu aveam speranță să devin directorul Union Fenosa. Ce facultate ai făcut? Inginerie și management în energetică. Eu eram pe inginerie. Înțeles. Eram pe inginerie și mă vedeam neapărat conducător cumva. Eu știam că trebuie să merg departe, ca tatăl meu. Și am văzut o promoție unde puteai câștiga un set de jeans Giordani Gold. Și așa mândră cum eram eu, dar bani nu aveam. Dar geantă îți trebuia. Și eu am rugat-o pe prietena mea să mă registreze ca eu să particip, să îndeplinesc condițiile, să primesc acele genți. Și astăzi eu mă uimesc cu lumea, nu neapărat își doresc cadouri, măi, cadouri. Profitați. Și eu am profitat atunci și mi-am primit tot acel set de genți, de poșete, Giordani. Și între timp am aflat despre afacerea Oriflame. În primul rând, fata în acuie echipă nimerisem eu, era director, era Cristina, stilul ei de viață mă inspira, pentru că ea avea 22 de ani, dar fiind deja directorul Oriflame, ea câștiga 500 de euro lunar în 2009. Ea avea propria sa mașină și ea pentru mine cumva era exemplu unei fete cum mi-aș dori și eu țin minte că, știi cum noi așa, mai cu ciudă, dar pe de altă parte eu simt că eu îmi spuneam, păi eu mi-aș dori la 22 să trăiesc ca ea, pentru că eu aveam 21 și eu eram foarte conștientă că eu vreau la 22 să am ce are fata asta, să și câștig bani și să mă dezvolte enorm de mult, pentru că Oriflame este despre asta. Tu nu poți conduce o echipă sau organizații mari fără să fii o personalitate, fără să evoluezi. Adică dacă ai fi avut aceste abilități, deja conduceai undeva. Îți dai seama că eu la 21 nu știam chestii de management, marketing și multe altele, sau leadership. Toate le-am învățat pe parcurs aici și eu înțelegeam că eu mi-aș dori să fiu ca ea, să fiu de succes, să mă dezvolt ca personalitate, să câștig acești bani și să duc acest stil de viață. Și eu am... La 22 cum a fost? Chiar sunt curioasă. La 22 am primit cecul de $1000 ca director, am absolvit facultatea și n-am mers la masterat și tatăl, și la facultate mi-au propus să rămân, să fac... doctorat, mai întâi lectorat, și am spus tatălui că eu n-am să fiu profesor la universitate. Tata un pic dezamăgit, pentru că pentru el marketing este absolut, nu știu, strașnic și necunoscut. Tatăl meu acum are 73 și el marketing, adică eu... El ți-a acceptat profesia până astăzi sau încă nu a înțeles? Încă nu, el e din totdeauna. El e foarte fericit, el tot venea la mine acasă și mi-am cumpărat eu apartament atunci când spui în 2020, la 22 mi-am cumpărat apartamentul. Tu la 22 ți-ai cumpărat apartament? Da. Bine, că ce bravo. Nu erau toți banii deja câștigați, dar îmi permiteam pentru că aveam un venit lunar care puteai să achiziționezi. Da, adică la 22, eu țin minte, deja erau peste 10.000 de lei pe 3 săptămâni și asta erau bani pentru mine atunci. Și ai vrut casă din prima? N-ai vrut, apartament, casă. Da. Eu atunci mă căsătorisem și îmi doream apartamentul. Eu eram fată cu picioare pe pământ. Adică la tine într-un an s-a schimbat viața de când ai făcut cunoștință cu Oriflame. Ai început să câștigi foarte bine, ți-ai luat casă, te-ai maritat, ai terminat facultatea. Mamă. Da, și am luat și permisul. Exact în acest moment. La 21, în 2009 am venit la 21, eu stăteam în cămin, mergeam cu troleu, eu mașină nu aveam și chiar din troleu coboram în oficiu și mă apucam de lucru. Iar la 22, deja cecul de $1000, absolvesc facultatea, teză de licență pe 10, examen de stat pe 10 și în luna iunie mai susțin și examenul pentru șoferie. Și într-o lună m-am făcut director, inginer și incredibil. Și șofer. Da. Deci venea, crede. Era multă muncă, sincer. Eu mă uitam la fetele care... Ce făcea? Iată, în acest an ce ai făcut ca să reușești atât de multe? Dimineața mergem la facultate, la orele
două. Uh-huh. Eu mă eliberam de obicei, cam așa, noi aveam patru perechi și după care, prima perioadă nu mergeam nici să mănânc. Alergam spre oficiile pe jur, de la Facultatea de Energetică în spatele Guvernului până la Ulim, la, acolo, la sediu. Da. Și alergam repejor. Am înțeles că trebuie să mănânc, ca să, că nu mai țin așa, adică merg o zi, n-am mâncat toată ziua a doua. După care am făcut o regulă cu prietena mea, că după facultate mergem să mâncăm la Gălbenuș, pe Pușkin. Și mie îmi plăcea Gălbenuș pe Pușkin. Și după asta, la ora 3, aveam întotdeauna fixată prima întâlnire. Și practic tu erai part-time. Da. Și asta, part-time. Toată lumea este part-time, întotdeauna este part-time. Singură ți organizezi timpul astfel încât să reușești. Dar când a fost momentul când ai înțeles că asta e ceea ce îți dorești, asta e cariera ta, viitorul tău și afacerea pe care ai vrea să o dezvolți? După o pauză. Deci în ianuarie m-am înregistrat, prin martie am început să cochetez cu această ofertă. Aha. Și în luna mai eram manager deja. Era pentru mine era mult, pentru că mie îmi plăcea statutul de manager, îmi plăcea să am o echipă, să o organizez, îmi plăcea că am consumatori, consultanți, am grijă de ei, am agendă, îmi organizez timp. Eu simt, Doamne, cât de mult ne-am... Ești foarte organizată de fire. Ești omul organizare. Mie îmi place să fiu organizat. Mie îmi place când lucrurile sunt calculate, organizate. Nu-mi place să trăiesc în haos. Dar totodată foarte pasională. Da, foarte pasională. Da. Bine, eu vreau să fiu fericit, eu vreau să fac lucruri din plăcere, dar nu pot trăi în haos. Adică mi-aș dori să știu mâine ce fac la ora asta, ce fac. Eu îmi planific și distracțiile la fie. A, serios? Adică știi ce faci sâmbătă? Nu, știu ce am făcut și ieri și azi ce fac. Aseară mă văd cu Cristina, cu o fată care m-a invitat, pentru că trebuie să mi-au rămas bun la ea, îmi plec, mâine zbor în Italia. Tu voi mențineți relația și asta e așa de important? Păi da, cu siguranță. Adică nu e s-o ăla de concurență, știi? În Oriflame nu este despre asta. În Oriflame ea știe că am eu succes, are și ea. Eu știu că au succes fetele mele, am și e eu. E cumva un... Nu neapărat eu. Circuit firesc. Da. Bine, că eu am un statut deja mai înalt ca al Cristinei, dar asta nu încurc pe ea să se bucure și să câștige din asta, adică n-are treabă. Și deci în luna mai deja eram manager, eram super mega fericit. Voiam să fiu manager, să am agenda, să-mi organizez și eu. Și atât la orele trei veneam în oficiu, aveam întâlniri, știam până la 7 se închide sediu, după 7 știam ce fac, eram super mega fericit. Dar în luna iunie trebuia să susțin examenele. Și asta era mega important pentru mine, pentru că i-am spus Cristinei din prima. Tata m-a trimis la Chișinău să fac facultate. Aha. Și asta este sfânt. Și Cristina zice, dar n-are treabă, toată lumea este part-time. Ok, eu am să încerc. Asta mi-a spus că am să încerc. Și în luna iunie am luat această pauză să susțin examene, apoi în luna iulie am făcut nunta, apoi în luna august până... Treburi personale. Aha. Și a fost 3 luni de pauză. Și aceste 3 luni în care eu deloc n-am fost, echipa mea la fel au plecat pe la țară, toți erau studenți. Și m-am trezit eu la sfârșit de august cu un sentiment foarte clar. Măi, cum m-am simțit aici și nu mă simt acolo. Acolo lumea stă pe loc, acolo nu evoluează, acolo nu cresc, acolo nimic nu se întâmplă. Aici simțeam cum într-o lună trăiește un an. Training-uri, oameni, provocări. Eu simțeam cum în fiecare zi mă depășesc. Adică în fiecare zi eu cresc. Și în 3 luni de pauză nu mi-a plăcut comunicările care le aveam, nu mi-a plăcut direcția în care mergeam. Eu simțeam că nimic nu se întâmplă. Că vreau mai mult. Da. Că eu, și atunci eu am zis, țin de august, și am zis că eu am decis. Eu vreau să fiu director în Oriflame. Aha. Da. Și am venit în septembrie. Pe la 1 septembrie am mers la facultate, era ultimul meu an de facultate, foarte decisă. Eu mă fac director și m-am făcut în 4 luni. Cum se spune, un pas în urmă, de fapt sunt 2 înainte. Adică ai avut o pauză, doar cumva, un pas ca să înțeleg. Da, și acesta a fost momentul decisiv. Deci am încercat, mi-a plăcut, dar nu luasem decizia. Ca și fiecare care vine în echipa mea, absolut toți sunt în primul rând neîncrezut în sine. Vine asta foarte mult din familie, asta întâlnesc la fetele mele, pentru că nu le-au spus acasă că sunt bune, nu le-au spus că sunt excepționale, nu le-au spus că sunt bravo. Și sistemul nostru educațional, nu știu cum, întotdeauna îți atrage atenția pe ce nu-ți reușește, nu pe ce te reușește. Da. Și oamenii foarte des nu au încredere în sine, deloc. Și ele încearcă, dar mai mult crezând că nu o să le reușească. Dar eu aveam un gând, întotdeauna mă gândeam, uite, nu cred. Dar dacă îmi reușești. Și gândul acel ăsta, dacă. Acel dacă, Doamne, îmi dădea atâția fiori. Dar dacă îmi reușești, eu am stăresc viața mea de fiz. Cum? Dar dacă îmi reușești, eu sunt director. Îți dai seama, o fată de 21 se gândească, eu am să am 10.000 de lei pe lună? Adică în 2009. Da, în 2009 era mult prea mult. Era foarte mult. Da.
Și așa câștigau oamenii care plecau la Moscova. Da. Și eu mă gândeam și $1,000, adică numai cum suna $1,000, pentru că statutul de director este abia prima scară în Oriflame, nu-i imens. Azi ce ești? Astăzi am o echipă cu deja 10 directori, adică, bine, statutul cel mai înalt pe care l-am atins se numește Senior Diamond, dar cred că asta nu vorbește despre nimic. Bine, hai să încercuri, cecurile care le-am primit până la Senior Diamond sunt $24,000, care le-am primit doar ca cecuri. Dar asta înseamnă o echipă enorm de mare, asta înseamnă foarte mulți directori pe care i-am ajutat, da, i-am crescut. Femei care, ca și mine, și-au schimbat și stilul de viață și au evoluat foarte mult. Dar mă mândresc cu chestia asta. Știu că tu ții foarte mult la echipa ta și încurajezi fetele. Vezi în ochii lor, te vezi pe tine la început? Sau... Da, foarte des. Da? Absolut. Adică mă văd pe mine cât de sceptică eram eu, excepțional de sceptic. Doi, mă văd că eu nu știu dacă mâine am să fiu aici, ele nu știu dacă mâine o să fie aici. Trei, mă văd... Pentru că de la un alt nivel al muntelui se vede imaginea mult mai clar. Dar acolo jos, ele sunt într-așa un haos, atât de mult complică lucrurile, când totul este atât de simplu, doar cu răbdare, stai, calm, tot o să fie bine. Dar ele vor astăzi să înțeleagă că le reușește și nu ai cum într-o zi tu să evoluezi atât de repede. Da. Și le văd, desigur le văd, dar totul depinde de dorința pe care sincer o au ele de a evolua. Și întâlnesc oamenii care sunt gata să muncească, să sacrifice ceva, dar sunt oameni care și-ar dori să trăiască o altă viață, dar nu vor să depună efort. Nu sunt gata să jertfească nici măcar un pic de timp sau un pic de... Dar cum crezi că dacă ai atât de multe femei cu care lucrezi și colaborezi și faci cunoștință, sunt pregătite femeile noastre pentru a-și lua viața în mâini, pentru a avea o afacere, pentru a pune piciorul în prag în cazul în care, nu știu, au o familie nocivă sau vin dintr-un mediu care le destabilizează emoțional? Ca să ai o șansă pentru o femeie care se simte mică acolo undeva într-un colț, o șansă de dezvoltare. Femeile sunt foarte puternice. Foarte. Adică femeile cresc și copiii și au grijă casă și toate le reușesc. Dar cultura noastră nu știu cum le educă că să-și neglijeze propriile aspirații. Să le pună pe planul 2 întotdeauna. Când e mamă, e soție, fiică. Nu știu cum, nu le susține nici societatea să fie o femeie de succes. Nici familia, mai cu seamă familia, pentru că acasă nici mama nu e fericită că ea se face femeie de succes, nici tata, nici soțul, nici cumnatul, nici nașa. Adică toată lumea cumva și-ar dori ca să fiu... Mai ales când capătă independență financiară, are și vocea mai tare. Și așa ar dori să fiu soții cu mine acolo și cu mințică, da, și stă acasă. Dar, mă rog, sunt oameni diferiți, suntem absolut toți diferiți, dar cumva cultura noastră, dar eu le văd pe femei foarte puternice. Deci majoritatea din ele fac tot ceea ce vrea familia, plus! Bravo. Plus și pe asta, adică eu le văd, eu cred că femeile sunt enorm de puternice. Să înțeleagă și cei care ne urmăresc, Oriflame nu este doar o companie de cosmetice, care vinde cosmetice, cum ziceai și tu, e o companie care te dezvoltă și personal. Zi-mi, te rog, ce presupune asta? Pentru că știu că se investește foarte mult în oameni, în calitatea lor. Da. Oriflame, dat fiind faptul că nu își vinde produsele prin magazine, prin retail, este remunerat managerul care gestionează toată această echipă de consumatori. Așa. Da? Pentru că acești consumatori au nevoie de informații, de susținere, de ghidare și întotdeauna ai nevoie de cineva care să te ajute să-ți alegi produsul potrivit. Pentru că foarte des aruncăm bani pe produse care nu ni se potrivesc, nu ne plac și ar fi fost minunat să fie cineva care să te ghideze. Asta este puterea Oriflame. Tu ai pe cineva care te ghidează, tu împreună cu el îți alegi produsul care ți se potrivește ție și n-ai aruncat banii în vânt, plus că produsul este mult mai accesibil decât s-ar vinde în retail. Și în acest sens, acești manageri și acești lideri, acești directori sunt remunerați de Oriflame partea lor de marketing, adică datorită lor avem un consumator mulțumit, fidel, recunoscător și ei sunt remunerați. Păi nu poți tu să conduci
o echipă, nu poți tu să ai abilități de leadership din dacă, nu dacă nu înveți. Și Oriflame foarte mult și instruiește partenerii de brand, dezvoltă, deci eu... Îmi place cum zice, nu angajați, ci parteneri. Da, pentru că e așa da, și este. Da, e parteneriat. Deci, e parteneriat, deci eu venitul meu îl primesc în baza unui acord pe oficial, contul bancar al companiei mele, doar oficial și legal, noi nu suntem angajați ai companiei și chiar cum spuneai tu, este o muncă part-time, un antreprenoriat pe care tu ți-l dezvolți și eu întâi n-am visat să fiu business lady, apropo, dar verșorul meu avea o iubită și ea, și eu eram copil mic, mă ținete, iar ea era o directoare unei companii de publicitate la Chișinău. Și am uitat la ea, era atât de frumoasă. O chema Sasha, deci fiica mea o cheamă Sasha. Serios? Da. O chema Sasha, ea a venit la nuntă la unchiul meu și o admiram atât de frumoasă, business lady la Chișinău. Și eu știam că vreau, dar eu înțelegeam că nu am bani să risc. Și nu e frumos să visezi. Da. Bine că îți dai seama, o fetiță de la țară, arsă, bronzată, cu picioarele chinuite, rupte, și eu mă uitam cu genunchii și mă uitam la ea și înțelegeam, măi, ce frumoasă e. Și business lady. Și avea și pantofi. Atunci am colțit sămânța. Atunci am colțit sămânța. Eu m-am uitat la ea și am înțeles că vreau. Dar eu înțelegeam că nu am cunoștințe, nu am un mediu, nu are cine să mă învețe și nu am nici bani ca să fac o afacere. Și Oriflame a fost pentru mine o gură de aer. Adică a fost mediul în care eu am fost instruit, ajutat, am evoluat. A fost locul unde nu trebuia să investesc niciun leu. Adică asta era important pentru mine, că eu sunt omul ăsta sceptic și eu n-aș investi bani. Și trei, eu aveam șansa să mă valorific. Poftim, depune muncă, depune efort, fii onest, muncește și câștigi. Și asta am făcut nu doar eu, asta au făcut sute de femei în Oriflame Moldova, care și călătoresc și au cumpărat apartamente și mașini. Adică nu doar eu am făcut asta. Visul, cum ziceam și la începutul acestui podcast. Da, nu cred că sunt unică specială. Bine, sunt top 1. Bine, dar deja de perioadă bună ești top 1. Adică, știi, sunt oameni care au atins un nivel, s-au relaxat. Și da, am fost. Da. Tu însă ești, e vorba de ambiție sau e vorba de vrei să-ți demonstrezi ție că poți mai mult, mai mult, mai mult și mai mult, pentru că tu îți bați propriul tău record de la an la an, practic. Acum recordul meu, deja ține de Moldova. Eu îmi doresc să ies pe rând internațională. Cel mai bun rezultat al meu a fost, eram top 100 CSI și acum deja suntem în alte regiuni, suntem în Europa și îmi doresc să evoluez mai departe. Pentru că îmi place, pentru că... Faci cu pasiune în continuare ceea ce faci? Da, pentru că eu consider că drumul contează. Adică îți dai seama un om care nu are un scop. El vine acasă, el nu știe unde se duce, el nu are nicio motivație să facă astăzi ceva. Dar tu știi că îți dorești ceva și așa e de frumos să faci un pas mic și încă un pas mic și să te duci seara ca și măi, ce bravo să te duci. Acum una din fetele mele și-a deschis sediul la Ocnița. Și adică eu sunt așa de bucuroasă pentru ea și o sur, Inesa, ce minunată ești, ce mă bucur pentru tine. Dar ea, zice, Diana, îmi sare inima din piept, nu-mi vine, crede că trăiesc acest vis. Ea și-a deschis sediul la Ocnița și adică... Și practic fetele reușesc în câțiva ani, în câteva luni, adică se întâmplă foarte repede dacă îți dorești, dacă depui efort. Nu în câțiva ani, în câteva luni, da. Rețelele de socializare sunt de ajutor astăzi? Cum vezi tu perioada asta? Pentru că tu ai avut și perioada în care nu erau rețele de socializare, era acel catalog și era acea comunicare pe viu mai mult, acum s-a transferat mai mult pe online. Cum simți? Chiar și pe online comunicare este cea mai importantă. Rețelele sunt importante doar pentru imagine, pentru că acum... totul se află foarte rapid și contează să te cunoască, dar munca trebuie să o faci pe viu, clientul trebuie să fie fericit de cât a plătit, de ce produs a primit și să și-l dorească în continuare. Că dacă astea trei nu se pupă, n-are sens nimic, nici o rețea de socializare. Adică să cumperi o singură dată acel produs, să fie nemulțumit sau de produs, sau de banii care a plătit, sau de cum i s-a potrivit și atunci nu mai revine. Nu are sens. Adică, așa e. De tăi mă mândresc când sunt oameni care de 15 ani cumpără produsele acestea. Sunt trebuie orice femeie în fondul de gen Jordan Gold. Așa e. Da. Și adică, asta este important, ca să aibă sens. Să fie client fidel, mulțumit și Oriflame este din 1967. De ce 56 de ani compania asta crește? De ce în 56 de ani a ajuns în 67 de țări?
pentru că are sens, pentru că produsul este bun, la un preț foarte bun pentru calitatea lui. Așa. Pentru că nu este cel mai ieftin produs, dar nu este nici cel mai scump. Trebuie să, trebuie să aibă sens să dai acest ban pentru produsul acela și să-ți placă ce primești într-un final ca rezultat. Se câștigă din această afacere? Pentru că e o afacere. Bine, da, enorm din bine se câștigă dacă ajuți alți oameni să aibă succes, pentru că majoritatea oamenilor văd Oriflame doar că să recomanzi un produs. Uh-huh. Păi asta poate fi un ban de buzunar. Am recomandat produse, mi-am deservit niște clienți și mi-am câștigat niște bani. Dar dacă să vorbim despre cifre impunătoare despre a face să câștigi bani, trebuie să-ți pese de oamenii din jur și trebuie să te gândești ce urmează în viitor. Uh-huh. Adică am câștigat eu foarte mult sau fetele mele care au câștigat foarte mult, uh-huh, este din cauza că le-a păsat, din cauza că au ajutat alți manageri, uh-huh, să evolueze, să aibă sediul la Ocniță, la Ungheni, la Iași. Uh-huh. Să... Cumva nu gândești singular, ci pentru... Nu, n-are sens. Uh-huh. Adică dacă eu am să-mi ajut directorii mei să aibă rețele mari de consumatori, să aibă volume mari de vânzări, oameni să fie mulțumiți atunci și ei au venit, uh-huh, și eu am venit. Înțeles. Dar dacă eu nu îi ajut pe ei și mă bazez doar pe mine, ce am să vând? Ce am să fac? Am să vând două produse și se câștigă foarte mult în Oriflame. Pentru că, apropo, m-ai întrebat despre asta, cineva spunea, uite, câți bani are Oriflame-ul ăsta? Uh-huh. Câți bani are, mă rog, să le dea la toată lumea? Și știi, eu când eram începător, m-am blocat la întrebare. De chiar, câți bani are Oriflame acesta să dea bani la toată lumea? Uh-huh. Mai ales scara asta de succes acolo, mii și mii, uh-huh, și zeci de mii. Următorul premiu pentru mine este de 10.000 dolari, uh-huh, iar peste unul este de 24.000 dolari, dacă, uh-huh, eu avansez. Și mult mai târziu am înțeles, păi stai o clipă, asta sunt doar discount din volumul de vânzări. Da. Eu doar am adus acest volum de vânzări companiei și Oriflame, onest, mi-a dat bonusul meu, partea, da, mea, nimic mai mult. Adică, totul depinde de tine. Totul depinde de tine, nu e magie, de mulți vinzi, nu de e o companie care promite, mm-hmm, foaie verde. Adică tu ți-ai primit, mm-hmm, ți-ai primit exact ceea ce ai meritat. Mm-hmm. Și poate să, știi când s-a schimbat lucrurile? Când am mers la prima conferință. Uh-huh. Pentru că în Republica Moldova top 1 era Diamond și asta era pentru mine în apogeul, eu tare îmi doream să fiu Diamond. Uh-huh. Eu am trecut și acest statut deja, dar el n-a existat în Oriflame până la mine. Serios? Da. Până la mine în Oriflame n-a existat senior Diamond, doar să Diamond era max. Da, acești directori. Uh-huh. Și eu țin minte că mă uitam la acest Diamond ca dacă e un singur om, evident că nu oricine poate. Clar. Și când am mers la prima conferință la Paris, uh-huh, și când am văzut 1800 de oameni de succes, uh-huh, și am speaker în fața lor și toți erau de la tipul meu și în sus și am stat acolo lângă mine acești milionari Oriflame din întreaga lume. Deja milionari. Deja milionari. Și mă uitam la ei, eu țin minte că eu aveam așa o stare. Și tu ai avut speaker în fața lor? Da, da. Și da. Cum atunci? L-am învățat pe rus și aveam atât era de mare... Era în engleză? Nu, era, vorbeam în rusă, pentru că era zona CSI, regiunea de CSI, și vorbeam în rusă, dar nu, n-aveam șanse atunci să mă descurc. Adică l-am învățat speech, eu am ieșit pe scenă, n-am spus, n-am comunicat tare cu publicul, n-am interacționat. Și a făcut hu-hu-hu și a fost bine, dar îți dai seama, primul speech în fața la 1800 de oameni, 1800 de oameni de succes. Dar faptul că ai acceptat... Deja spune multe despre tine, că puteai să refuzi, nu? Trei ani la rând, primele mele trei conferințe am fost speaker. Aha. Din cauza că aveam o creștere prea rapidă, adică, uh-huh, se consideră în Oriflame când cinci ani... un fel de fenomen? Fenomen, mai sunt 100.000 de oameni fenomeni. Ești modestă. Da. Pentru Republica Moldova ești un fel de fenomen, adică de cât timp te cunosc eu, nu a putut nimeni să-ți... Să-mi treacă rezultatul. Bine, Republica Moldova am avut doar cel mai bun rezultat, atât, dar fenomen, mă rog. Ai prea mult, da. Ești modestă. Nu, sunt doar despre muncă, doar despre muncă. Tu cu atâta pasiune vorbești despre muncă și eu stau și mă gândesc că între timp tu ai reușit să naști doi copii. Da. Asta nu ți-a tăiat din elan sau că când apar copii, apar răcelile, apar regimul, apare nu știu ce. Cum ai reușit să îmbini maternitatea și viața de familie cu afacerea? Omul de succes întotdeauna va pune priorități. Uh-huh. Deci, da, eu trebuie să am grijă de familie și de mine, uh-huh, și de soțul meu, și de familia mea, pentru că eu sunt despre iubire și cuib, uh-huh, și grijă, dar eu doar pot să-mi programez întâlnirea la medic. Să mai deleghez. Să mai deleghez, am avut bonă, uh-huh, am fost gata să merg la acest sacrificiu. Bună, cu Teo era o alăptare fără mine, uh-huh, din
sticluță, așa. Iar cu Sasha, bună, mergea întotdeauna după mine. Uh-huh. Și eu o alăptam. Adică, adică îți permiteai o bună? Îmi permiteam o bună, adică asta era un sacrificiu pe care lumea și-și permite sau nu, poate, să face, poate fi o investiție la urma urmei. Așa adică, e. Ideea este că eu așa abordam lucrurile. Sau atunci când trebuie să merg, uh-huh, merg la medic, îmi programez la 8 dimineața, că la 8 dimineața n-am nicio întâlnire. Așa. Dar nu așa, adică dacă e posibil. Dacă se organizezi și spui prioritățile, uh-huh, este absolut posibil, uh-huh, absolut totul, uh-huh, să organizezi. Eu n-am simțit niciodată că mă sacrific. Uh-huh. Nu. Am simțit când trăiesc viața de, uh-huh, plin. Mie îmi place să fiu business lady. Deși, uh-huh, de ce nu să apelezi la o bonă, la o menajeră, uh-huh, la un ajutor? De ce nu să organizezi lucruri? Mai bine un pic le organizezi decât să treci în acest haos și spui că niciodată nu le reușești toate. Și să fii nefericită, toată lumea, uh-huh, se folosește de mine și soțul meu vrea ca mai și călcate, uh-huh, și copiii mei nu știu ce vor și soacra, uh-huh, mea vrea și eu sunt foarte nefericită. Păi organizează-le, uh-huh, un pic. Eu sunt sigur că dacă ai un vis, lumea ajută, te susține. Uh-huh. Dacă tu l-ai. Și Dumnezeu te ajută. Și dacă îi spui acasă soțul tău, uite, visezi la asta, uh-huh, și sunt sigur că am să fac. Eu sunt, uh-huh, sigur că o să te ajut. Tu ești atât de pozitivă și optimistă, știi, molipsitor de optimistă, dar ai avut momente când ai cedat. Ai avut momente când, știi, sunt așa momente când nu știi încotro să o apuci și ce să faci. Chiar dacă îți merge bine, chiar dacă parcă... A, nu. Când îți merge bine, nu ai niciodată așa profesional, moment. Zic personal sau nu știu. Au fost momente când ai dat mâinile în jos. Când am dat mâinile în jos, nu că sunt aici încă. Dar în momente când mi-a fost greu, da. Cel mai dificil este că crezi în oameni și ei, uh-huh, ei pe urmă... Crede, adică tu crezi în ei, tu îi susții, tu îi ajut și tu, omul ăsta care ei nu-l cunoștea, îți devine parte din familia ta. Adică eu pentru fetele mele lupt ca pentru copiii mei. Deci, e enorm de mult. Eu merg și la ele acasă la hram, merg la ele acasă la de naștere și pe soții lor îi încurajez, îi laud. Adică eu îmi pasă de oamenii aceștia pe bune. Adică nu fac aici afaceri, uh-huh, și nu-mi pasă de voi. Și au fost oameni care te-au trădat, da? Și au fost oameni care... Vin la tine acasă, tu mergi la ei acasă, tu construiești cu ei un scop, ei au primit rezultate și îți dai seama că ei nu au fost sinceri. Te-au mințit, este dificil când oamenii, nu știu, sau eu sunt obișnuită, eu cred că, mm-hmm, dacă eu sunt sinceră, fiecare judecă după sine. Sincer. Și mi-mi pare ciudat când, mm-hmm, oamenii, adică este greu asta, mm-hmm, că eu... Vreau să am așteptări foarte mari, mm-hmm, la oameni și vrei să crezi că toți sunt ca tine. Dar... Să oamenii sunt așteptări mari ca să ne dezamăgiri, da, mari, asta, da, eu zic tot timpul. Da. Dar în momentul în care ai avut o dezamăgire și într-adevăr te-a dat peste cap, ți-ai făcut un filtru, ai un filtru, începi să fii mai distantă de oameni sau, mm-hmm, sau poți mai calci pe vreo greblă, fiind, mm-hmm, așa deschisă și foarte... Calci, întotdeauna calci. Da? Și o să calci și în continuare totodată am să fac. Dar accepți asta, nu, da, încerci să te... Adică, dar n-ai încotro. Tu sau alegi să nu mai crezi în oameni, uh-huh, și ai altă poziție în viață. Uh-huh. Sau alegi eu am să cred, dar eu știu că vor fi oameni. Uh-huh. Dar asta e despre ei, nu despre tine. Uh-huh. Tu doar vei rămâne cu faptul că eu am crezut. Așa e. Și le-am dat o șansă. Tu m-ai dezamăgit, da, nu eu. Dar tu, uh-huh, adică nu e despre mine. Mai bine, uh-huh, tu faci așa cum consideri că trebuie să faci. Eu am credul ăsta. Uh-huh. Fă ce trebuie să faci. Și o să, uh-huh, întâmple ce trebuie să se întâmple. Adică ce trebuie să întâmple cu tine. Nu știu, de un univers, de la Dumnezeu, de oriunde. Fă ce trebuie să faci. Și o să întâmple, uh-huh, ce trebuie să se întâmple. Uh-huh. Dar e greu să fii femeie de afaceri în Republica Moldova? Da. Uh-huh. Societatea noastră este foarte... închisă, discriminatorie. În primul rând, față de femei. În al doilea rând, față de femei independente. Femeia independentă e egal cu rău. Mm-hmm. Nu le place. Nu le place nimănui și nicăieri. Și iar și acum o să zic lumea, nu e adevărat. Ieșim din Bula Chișinăului și mergem la un hran la nord, la sud, mm-hmm, și vedem cum este privit o femeie independentă. Nu e bine. E rău. E egal, mm-hmm, cu rău. Este discriminatorie. Vine cumva din cultura noastră, din... Femeie să fie smerită, să, uh-huh, fie cu mințică, să stea acasă, să crească copii. Nu le place la noi. Adică în Moldova, foarte des lumea mă numește, ești o femeie europeană în Republica Moldova, nu e la locul potrivit. Pentru că eu am așa niște viziuni mai... Non-conformiste, cum non-conformiste pentru societatea noastră. Ce ține de femeie, doar, uh-huh, atât. Pentru că asta nu înseamnă că o femeie puternică nu o să aibă grijă de soțul ei sau de familie. Așa e. Nici pe departe. Tu ești familistă din câte văd strașnic. Eu. Pe rețelele de socializare, pentru că postezi imagini cu soțul tău, copii, ești, da, așa, ești foarte... Tot mie este sensul vieții. Da? Adică
Eu, fiind balanță, eu, pentru mine e foarte important armonia. Înțeleg perfect. Ce zici? Eu mă regăsesc în foarte multe cuvinte. Da, pentru că nu are sens. Da. Care e sensul să fie o femeie de succes fără să fii fericită acasă? Sau invers. Care este sensul să fii acasă super mega fericită și nefericită tu ca, cu tine, crezând că foarte des femeile care stau acasă cu copii, ele consideră că ele sunt nimic mai mult decât de a deservi familia. Adică să o întreb cine este ea sau ce-i place ei, ea nu știe. Pentru că o viață a trăit cu dorințele soțului, familiei și a copiilor. Și, dar tu ești om la urma urmei. Eu nu pot să mă simt realizată doar prin faptul că sunt mamă. Nu sunt mamă. Îmi place să fiu mamă iubitoare. Ador să fiu mamă. Văd că gătești, ai ideea, adică reușești tot. Da, le fac panchei. Duminica pentru mine sau sâmbătă este obligat. Dacă nu este o sâmbătă activă, este despre... Se simte că e multă dragoste la voi în familie. Clătite, pancake-uri, da. Și soțul meu este... El așa de gustos la mine. Este pește și el așa despre stări. Și el e foarte important cum te simți. E foarte empatic. Eu nu pot să zic, dar sunt... Deci mai vulcanică. Mai dură. Aha, mai dură. Eu mai cu reguli, așa, mai cu reguli. Regula e regulă. Da, treci reguli, mai ales când ești mamă, regula e sfântă. E sfântă, da. Eu sunt cu reguli. El e cu empatie, cu stare. Oamenii trebuie să fie iubiți. Și soțul meu, în sensul ăsta, mă învață mult. E adevărat. La noi acasă, cum scrie acolo, unicul sens al vieții este iubirea. Ma, ce tare. Da. Adică... Și că voi recent v-ați mutat la casa nouă. Da, am cumpărat într-un apartament mai mare. Da, într-un spațiu așa mai verde, cu parc în fața balconului. Noi avem ambiții și mai mari să mergem mai departe, dar până când suntem bine acolo, da. Adică iarăși datorită jobului pe care l-ai și timpul pe care îl organizezi și... Da, jobul pe care l-am... Lumea uneori, după ce faci cunoștință cu mine, rămâne uimită de câți bani se câștigă în Oriflame. Pentru că în Oriflame, în 2015, mi-am primit Volvo S60 990 în salon. În 2021 am primit Mazda CX-5 990 în salon. Am participat și eu la moment, dar mi-a tot... Și mi-am cumpărat deja al doilea apartament acum. Adică am călătorit tot globul, adică... În Oriflame se câștigă foarte bine. Zi-mi, te rog, care a fost momentul în care te-ai simțit profesional, acum vorbind, cea mai fericită? Și ai înțeles că ești omul potrivit la locul potrivit. Oi, Doamne, asta a fost felicitarea cu Senior Diamond. Eram în fiecare an, în Oriflame are loc gala, dinner, cu cină, unde cumva s-a rămâna premiile Oscar. Această gala, tu acolo te califici, îți primești cecul pentru acesta în scenă și în anul în care eu primeam cecul care nu a existat până la mine în Republica Moldova și a venit și administrația Oriflame internațională acolo. A fost și tot cel mai înalt nivel. Da, și cumva toți liderii, chiar și liderii care nu sunt în echipa mea, zice, se bucurau de rezultatul din Moldova cumva. Atunci parcă simțeam că fac istorie, nu știu cum, și Era fantastic, era o echipă imensă. Ai plâns? Da, am plâns. Eu plângăcioasă? Strașnic de plângăcioasă, strașnic. Eu sunt un care trăiesc. Tare trăiesc starea și momentul. Și plus, cred că din cauza că sunt foarte sinceră. Adică, sinceritatea asta mea întotdeauna iese de mine. Eu nu pot să, nu-mi place să fiu fățară, nu pot să fiu fățară, nu văd sensul în viață. Adică, spun, fii așa cum ești. Pentru că se găsesc oamenii care sunt de acord cu tine, se găsesc oamenii care nu sunt de acord cu tine și toată lumea se trăiesc fericită. Dar fățărnicia asta cumva nu-i văd eu sensul. Stabilizează așa. Nu văd sensul în viață. Da, mai avem puțin timp, dar vreau să te întreb ce ți reproșezi. Că ai și reproșuri, bănuiesc, față de tine. Văzând că ești așa perfecționistă. Îmi reproșez că nu fac task-uri la 100%, că nu sunt super disciplinată. Cu toate că lumea de jur mă consider prea disciplinată, dar eu știu că se poate mai bine, adică perfect nu există. Noi asta știm. Adică eu perfecționistă, asta înseamnă mai bine, dar nu că ar exista perfect. Așa e. Și mi-aș dori să fiu mai disciplinată, mai sistematică, pentru că totuși asta e cheia succesului, să fii sistematic, să fii disciplinată. Și ultima întrebare. Dacă ar fi să alegi încă o dată, ai face aceleași alegeri personal și profesional? Nici nu se discut, cu siguranță. Tot ce s-a întâmplat în viața asta ne-a făcut cine suntem astăzi. Dar viața mea în Oriflame, Doamne, ar fi fost strașnic să nu trăiesc această poveste. E o poveste. Adică, cum am venit, câtă susținere am avut, câtă iubire am întâlnit aici, câtă apreciere am întâlnit. Adică, eu mă țin de fata aceea care a venit, simplu consultat în oficiu și cât mult am trăit aici,
cât de mulți oameni minunați am întâlnit, adică ar fi fost tragic să o trăiesc din nou. Am impresia că Oriflame-ul m-a creat, adică am impresia datorită Oriflame-ului, eu am educația asta, nu știu cum, europeană, modul în care îmi educ copiii, modul în care îmi iubesc familia, modul în care îmi aleg soțul. Adică eu am impresia că asta m-a marcat în totalitate. Mm-hmm. Dar totul ne marchează până la urmă în viața asta. Au fost, sunt 14 ani minunați și mi-aș dori, eu, cu toate dezamăgirile și cu toate lacrimile, se trăiesc exact așa. Îți place Diana de azi? Îmi place și de atunci. Aha. Că a fost... curajoasă? Nu știu, că a fost disciplinat și a făcut ce trebuie, pentru că lumea foarte des alege să facă ce-i place. Dar ea a făcut ce trebuie să facă. Și după ore, în loc să meargă în cămin să mai brădu cu fetele sau să, nu știu, ce să mai fac acolo, ce mai fac studenții, ea mergea la oficiu și își făcea treaba bine și își găsea prieteni peste tot și trăia viața din plin. Și tare îi mulțumesc eu feticele că și-a urmat principiile. Fete de ieri pentru femeia de azi. Da, da. Ce frumos. Diana, îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc. Eu sunt tare, tare încrezută, în sensul bun că tu o să realizezi tot ce îți propui și data viitoare când o să vorbim, o să vorbim deja despre realizările astea internaționale pe care tinzi și eu cred că o să-ți reușească. Mulțumesc, Ianu. Mulțumesc, Lili. Și mulțumesc pentru că ai fost deschisă și ne-ai lăsat să cunoaștem mai bine, cum ziceam și la început de interviu, lumea asta Oriflame, unde femeile își trăiesc visul. Mersi, da. Tare frumos. Și eu mă mândresc cu asta enorm de mult. Cu Oriflame, cu fetele acestea, îi mulțumesc că avem șansa să trăim experiența asta și aventura asta atât de frumoasă. Salutări și echipei tale! Baftă fetelor! Baftă fetelor! Cam atât a fost astăzi, dar vă promitem că noi revenim cu o altă poveste de succes.